Mulți dintre părinții cu copii de vârstă școlară se gândesc frecvent ce să le pună în pachetelul pentru școală. Este de preferat un sandwich și fructe în fața pungilor cu biscuiți, chipsuri, acadele și bomboane. Dar și în acest caz este foarte important ce conține sandwichul pus la pachet. De câte ori nu i-a spus copilului un sandwich în pachetelul pentru școală? Cașcaval, salamuri, șungă, ketchup, muștar sau câteva dintre componentele sandwichurilor celor mici. Președintele Sorin Mierlea a atras atenția că un astfel de sandwich poate conține pe lângă foarte mulți aditivi, aproximativ 17 pliculețe de zahăr. Vrem să-i facem un sandwich copilului și luăm un salam cu 10-11 aditivi, ketchup cu 10-11 aditivi, un muștar cu 7-8 aditivi, o pâine cu 10 aditivi. Păi doar în acel sandwich am ajuns la 50 de substanțe chimice, din care mai mult de 70% se regăsesc în toate produsele folosite. Dar dacă ne uităm pe etichetă, scrie cantitatea zilnică estimată sau doza zilnică recomandată. Asta este valabil pentru un adult de 30 de ani, nu pentru un puști de 7 ani. În al doilea rând, ne uităm că în pâine este zahăr, în ketchup este zahăr, în muștar la fel, în salam este zahăr și ne dăm seama că într-un sandwich este mai mult zahăr decât într-un pahar de băutură carbogazoasă sau într-o prăjitură. Pentru că în prăjitură este posibil ca nici să nu pună zahăr, să pună un substitut de zahăr ca să fie dulce, pentru că poate este mai ieftin. Și ne trezim că la o singură masă, într-un singur sandwich, găsim până la 17 pliculețe de zahăr. Păi dacă te pun să mănânci 17 pliculețe de zahăr, acum nu pot. Și ne trezim că avem copii la vârste foarte fragede cu insulinodependenți, a mai explicat Sorin Mierlea. Relatează România TV.net.